desfășoară în fiecare joi dimineața la Mall Vitan, deasupra la Starbucks. E un eveniment în care oameni, spre deosebire de momentul de lumea SEO-PPC, în care unde oamenii vin și suntem din același domeniu sau din domenii conexe, la Open Connect vin oameni din domenii complet diferite. De exemplu, a venit cineva care se ocupă cu dulceață. Face dulceață și vinde dulceață pe Twitter. Altcineva... da, vă aștept, vă invit să veniți la evenimentul Dragoș Roa joia dimineața și să beți cafea acolo. Cei primii 20 care ajung la eveniment, cum? La Mall Vitan, la 9:30, în fiecare joi, Open Connect. A fost acum ediția 27, este și transmisă live, dacă n-aveți și n-ajungeți, vă invit. Marius Ghenea a fost azi dimineața acolo. Dimineața sau seara? Dimineața la 9:30. Wow! Ce sistemul meu de suport mă ajută să clarific lucrurile. Ok. Înainte de a-i da microfonul Dianei, vreau să mulțumesc partenerilor noștri, IQEdz, Traffic.ro, două parale, SEO Monitor, Web Digital, Comunicate de Presă și în mod deosebit celor de la Tonka, care ne găzduiesc în această seară. Diana Bancu este specialist certificat Google AdWords, are peste 8 ani de experiență în Search Engine Optimization și Search Engine Marketing, a lucrat pentru clienți din Franța și din România, iar în ultimii 3 ani și-a focusat atenția asupra pieței din România. Este pasionată de marketing online și vrea să fie mereu la curent cu noutățile din domeniu, plus, începând de câteva săptămâni, de o perioadă de timp nedefinită, este casnică și se bucură de acest statut. E un fel de antreprenor sau freelancer, paidlancer. Da? Ok. Bună seara, Diana. Cred că m-a văzut că sunt în roche și de-aia mă țin pe mine mai mult în picioare. Eu sunt în roche, dar nu o să fac o prezentare tehnică în seara asta. Bună, de fapt, bună seara. Mi-a făcut Ionuț o introducere așa, în forță. Dar nu fac freelancing, îmi caut un job. E cam greu să mă decid. Sper acum să fie bine, ca să spun așa. Mă rog, să trecem peste. Exact cum zicea și Ana, mi-a fost un pic dificil să abordez tema asta. Și până la urmă, astăzi pe la prânz, m-am decis să vorbesc despre frumusețea acestui domeniu pentru mine și cum mă face pe mine acest domeniu să fiu și să devin un om mai frumos. Așa că să începem. Sunt 10 motive așa ca să continui cumva tema de luna trecută cu 10 lucruri excepționale. Mă gândeam, Cristi a făcut așa, punea pe toată lumea. Cum vi se pare motivul ăsta excepțional? Ridicați toți mâna. Dar nu mai, nu o să fac asta. Dar nu faci ca nu. Cum a făcut Cristi cu 10? Nu, 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 promit că nici asta nu o să fac, nu, nu. Nu. Am asociat fiecare motiv așa cu câte un citat, care zic eu că, nu știu, o să contureze cumva ideile. Să începem cu primul. Primul e din Confucius. Găsește un job care îți place și nu vei munci nici măcar o zi în viața ta. Sună un pic așa, clișeu, că n-am. Chiar dacă îți place foarte mult, tot te duci la muncă, tot te trezești dimineața. Dar cred că e foarte important să faci ceea ce îți place. E frumos, e cool să te trezești în fiecare dimineață gândindu-te că, wow, iar o să fac lucruri tare astăzi. Și pentru mine, cel puțin, e foarte important că îmi place ceea ce fac. Eu n-am avut nicio treabă cu marketingul, am în tinerețe, am studiat Facultatea de Științe Politice. Era ciudat că acolo cele mai tari cursuri mi se păreau cursurile de PR și de comunicare. Dar ajungând să lucrez în domeniu, mi-am dat seama că asta mă definește și asta îmi place să fac. Și de-aia fac lucrul ăsta de 8 ani. Acum, nu știu,
câți dintre voi, probabil mulți lucrați în publicitate și cred că vă place ceea ce faceți, dar eu sunt înconjurată de mulți oameni care își urăsc jobul. De mulți oameni. Mai ales oameni din bănci, își urăsc jobul. Când se gândesc că trebuie să duc a doua zi la job, zici că e sfârșitul lumii. Mie nu mi se întâmplă asta, în afară de 300 de dimineață, în afară de unele zile care sunt mai grele, e normal. În rest, îmi place mult ceea ce fac și da, mi se pare că e un lucru frumos să faci ceea ce îți place. Stai puțin, nu schimba da. Slide-ul. Nu schimb. Henry Ford a spus de asemenea, preluând de la Confucius ideea, că el nu a muncit nicio zi în viața lui. Zic bine? Că a fost totul fun. Da, nu? Da. Deci ca să vin cu o completare. Bine, cred că asta e așa, e un citat la modă, că eu l-am tot văzut circulând pe Facebook, nu știu dacă voi, în ultimul timp, eu lunile astea l-am văzut circulând într-una pe Facebook și pe Pinterest. Facebook-ul tău nu e Facebook-ul meu, știi? Da, nu, asta am și zis, nu știu dacă voi l-ați văzut. Mie, da. Lumea cu care interacționez eu pe Facebook, pe Pinterest, e mulțumită de ceea ce face, de job-ul și na. Atunci... Am înțeles. Deci și eu eram în newsfeed-ul tău, nu? Da, normal. Păi ce, tu nu te regăsești în lucrul asta? Ba da. Păi, să trecem mai departe. Eu mă uit la asta, chiar dacă am ochelari pe ăla, nu văd. Când oamenii nu se distrează, rar o realizează lucruri importante. Și asta se întâmplă de obicei în departamentele de marketing, în agențiile de publicitate, lumea se distrează cu idei, lumea se distrează cu concepte și chiar cred că ideile tari se nasc din distracția asta. Cel puțin eu în ședințele de creație sau în brainstorming-urile la care am participat, atunci când era cea mai mare distracție și oamenii erau relaxați, atunci se nășteau cele mai tari idei de campanie. Hai să începem un exercițiu. Hai. Câți dintre voi considerați că când nu că vă distrați la job? Deci, suntem exact în moment, e citit. Mamă, deci puteam să aplic strategia lui Cristi, cu ridicatul mâinii. E o strategie pozitivă, da. E pe exerciții, știi? Am epuizat-o pe asta că a intervenit eu nu. Imaginația este începutul creației. Îți imaginezi ceea ce-ți dorești, vrei ceea ce îți imaginezi și în final creezi ceea ce vrei. Ce mai îmi place la jobul meu e că trebuie să fiu creativă. Și asta fără pauză. E greu să găsești întotdeauna cele mai tari idei. Dar cel mai greu, cred eu, e să transmiți mesaje concise care să fie în același timp tari. Și asta pentru că, spre exemplu, să zicem în PPC, când faci niște anunțuri, ai 25 de caractere de titlu și 70 de descriere și în caracterele astea trebuie să spui cele mai tari lucruri posibil, astfel încât să-ți convingi utilizatorii că ceea ce promovezi e super tare. Și cu plus, și cu simboluri, și cu call to action, și cu valori. Și cu de toate. Și na, pentru asta trebuie să fii super creativ și să-ți testezi creativitatea zi de zi și să depășești limitele pe care crezi sau pe care ți-ai dovedit cumva că le ai. Ăsta era al treilea. Fie faci un pas înainte pentru a evolua, fie faci un pas înapoi pentru a fi în siguranță. Domeniul ăsta al marketingului nu prea te lasă să bați pasul pe loc. Nu prea te lasă dacă vrei să fii acolo și să fii bun în ceea ce faci. Pentru că mi se pare frumos să ai mereu lucruri noi de învățat. Chiar dacă, la un moment dat, ai acumulat o experiență destul de mare, știm să faci foarte multe lucruri, mereu ai lucruri noi de învățat. Mereu ai oameni de la care să înveți lucruri noi. Și asta, la fel, mi se pare foarte frumos și pe mine, cel puțin, mă face mai frumoasă din punct de vedere spiritual, pentru că mereu, mereu am de învățat lucruri noi. Dai unul. Mai e pe slide-ul ăsta? Cum pe slide-ul? Adică mai... Gata. Ok. Gata. Și după ce ai învățat,
realizez că vine Google și mai face unii enhanced campaigns, după care complică un pic examenul de certificare și unde în anii trecuți luai 92, acum e 82 și... Nu, 82, n-ai cum, 85 și... Na, nu știu, eu simt provocarea asta și simt ce zici, chiar rezonez cu mesajul ăsta extrem de mult. Cred eu că multe în fiecare an în care dau examenul de certificare, în fiecare an simt că... Am mai trecut un an. Ușor ne îndreptăm spre maturitate. Pentru a fi de neînlocuit, trebuie să fii unic. Asta e o citare al meu așa de suflet pentru mine personal. Cu toate că unul din foștii mei șefi, și cred că nu doar fostul meu șef, cred că mulți șefi spun asta, orice persoană poate fi înlocuită. Eu cred că oamenii cu care am lucrat eu și, în general, oamenii de marketing și oamenii din IT, de fapt, au așa o personalitate puternică. De multe ori, nu știu, mi s-a întâmplat și eu, ochelarist așa, și alții ca mine, să fie considerați așa niște ciudați, știți? Ăștia care lucrează cu calculatoare, nu? Nu, așa e, asta e conceptul care se transmite. Oamenii sunt un pic mai ciudați. Dar eu cred că e mult mai tare să fii un ciudat decât să fii un plictisitor. Așa că mai bine îți descoperi cumva unicitatea pe care eu cred că fiecare dintre noi o are. Și ăștia sunt oamenii de publicitate. Eu asta cred, că oamenii de publicitate sunt oameni unici. Așa, asta e așa pe sufletul meu. Vei unei fete pantofii potrivit și va putea cuceri lumea. Trebuia să fie și așa ceva mai de fete, să lăsăm naibii filozofii deoparte. Să mai trecem și pe la Merlin Monroe. Cred că dacă aș lucra într-o bancă, nu știu ce am cu băncile în seara asta, ar trebui să am o ținută formată dintr-o fustă conică până la genunchi, pantofi cu toc mediu și o cămașă sau un taior peste. Eu la job mă îmbrac exact cum am chef. Bine, asta nu înseamnă că bănc în costum de baie. Dar pot întotdeauna să-mi aleg ținuta în funcție de starea mea de spirit. Și mi se pare super tare, mi se pare super relaxant și mi se pare super frumos să pot să mă îmbrac în fiecare zi exact cum am eu chef. Și pentru mine contează. Nu știu dacă mi se pare superficial, dar pentru mine contează. Nu o să comentez nimic la situația dinainte și să zic că eu mă descalț când ajung la birou și stau desculț. Da, dar îți permit eu, nu dar pentru că era ceva despre fete și de-aia nu zic asta. Nu, cred că se aplică asta și băieților, na. Nu e, vi se pare și ca băieți mai relaxant să veniți într-o pereche de bluși într-un tricou decât să îți pui cravată și... Frate, mă lucrează în bancă și în fiecare zi este îmbrăcat în costum, adică, na. Nimic nu e plăcut dacă nu e condimentat cu un pic de diversitate. Încă un lucru frumos în jobul pe care nu l-am acum, dar pe care o să-l am, sper, e că faci și nici o zi nu seamănă cu alta. Sau cel puțin aproape nici o zi nu seamănă cu alta. Mie mi s-a întâmplat, spre exemplu, să trec, adică asta am o campanie unde ceea ce e de promovat sunt produse cosmetice. A doua zi să uit complet de aceste produse cosmetice și cumva să mă pregătesc pentru o campanie de excavatoare și bene de beton și altceva. A treia zi să uit complet de benele de beton și să trec la ceva consultanță fiscală. N-ai cum să te plictisești, adică acum, sincer, nu le știu pe toate și înainte de a face o campanie, eu cred că trebuie să-ți cunoști produsul sau serviciul pe care îl promovezi. Așa că îți trebuie și un pic de activitate de research și de documentare pe domeniul pe care îl promovezi și nu prea ai cum să te plictisești. Adică, da, e un domeniu pe care diversitatea domină. Ah, ăsta. Să știți că pe ăsta, chiar dacă am făcut prezentarea asta la prânz, l-am repetat, pe ăsta, eu zic să vin notați că e un exercițiu de dicție. Ia zi. Is a hippopotamus a hippopotamus or just a really cool opotamus? Ieșit. Puteți să repetați și voi. Dacă vreți, dar eu recunosc că l-am repetat astăzi.
Asta am ales să nu-l traduc, pe celelalte le-am tradus, pentru că mi s-a părut că sună așa super cool. Tipul care le-a zis, e un american care făcea de fapt stand-up, că am văzut că a murit prin 2005. Și cred că domeniul ăsta al publicității e al marketing, mai ales online, e așa un domeniu care e pe var acum. Toată lumea vorbește despre asta, wow! Eu dacă mă întreabă cineva, și tu ce faci, tu în ce domeniu lucrezi? În momentul în care spun marketing online, wow, toată lumea, mamă, ce cool, ce tare, mi se pare super tare. Până și cei care nu prea înțeleg așa exact ceea ce fac eu, părinții mei sunt un exemplu, cum ziceam și mai devreme, cred că cel mult poate zic că lucrez la Google, la altceva, alte detalii, n-ar putea să dea. Până și persoanelor cărora le explic ceea ce fac, și eu aceeași reacție, wow, ce tare, ce cool e, mi-ar plăcea și mie, e super ceea ce faci. Și chiar e, nu știu, sunt așa, sunt fericită. E cool, da, și mie mi se pare la fel, că de-aia muncesc în domeniu. A cunoaște pe alții este inteligență, a te cunoaște pe tine este adevărata înțelepciune. Nu știu dacă doar în jobul ăsta, dar eu în jobul ăsta am ajuns lucrând cu oamenii, să-i cunosc pe ei și să-i înțeleg mai bine și să mă înțeleg și pe mine și să mă cunosc mai bine. Care, iar, mi se pare un lucru foarte important și da, un lucru frumos. Am trecut așa prin multe lucruri care m-au făcut să-mi înfrânez niște porniri, să mă cunosc mai bine. Un singur exemplu aș vrea să dau. De fapt, două. Cred că la asta bărbații au mai multă experiență. Am învățat că atunci când un om țipă, e mai bine ca tu să-ți păstrezi calmul și să nu-i dai ocazia să țipe și mai tare. Că în momentul în care tu îți păstrezi calmul, o să ajungi să-l calmești pe el. Spuneam că bărbații au mai multă experiență, că n-au de-a face cu soții, cu prietene, cu iubite care țipă. Ca bărbat, mie cel puțin așa mi se întâmplă, eu n-am ce să mă cert acasă și țip eu ce țip, el tace, eu mai țip iar, el tace și la sfârșit mă calmez și eu dacă n-am cu cine să mă cert. Dar mie mi-a trebuit un client mereu iritat ca să învăț strategia pe care să o adopt cu el și care să și meargă. Pentru mine a fost, da, eu am ajuns să mă cunosc pe mine mai bine și să învăț cumva că pot să și tac câteodată. Și o altă chestie care mi s-a întâmplat, bine, asta cu, de obicei mi-am testat așa limitele cu clienții, trebuie să recunosc, cu colegii nu prea am avut așa, cu clienții am avut o groază de experiență. Și un alt lucru care mi s-a întâmplat mie și cred că s-a întâmplat și vouă, e atunci când pregătești o campanie pentru un client și ai muncit și ai impresia că ai cea mai tare idee, super tare, o să-l convingi, o să fie foarte bine. Și ajungi la client, îi prezint ideea, el nu prea e mulțumit. Parcă aș vrea altceva, hai să mai vedem. Te întorci cu înjurăturile de rigoare, te pui la treabă și parcă îți vine o idee și mai tare decât prima. Mamă, și mai pasiune, o prezinți, ești mai încântat, ca la sfârșit clientul să spună, auzi, nu mai bine să luăm noi campania de anul trecut să schimbăm un pic anunțul, să mergem după asta. Sunt lucruri din care ai de învățat, dar din asta, cel puțin eu am învățat că trebuie mereu să vezi partea plină a paharului. Și să, pentru mine, situația de asta, mi-am dat seama că pot întotdeauna mai mult. Pot întotdeauna să fiu mai creativă, să fac mai mult, chiar dacă rezultatul, da, la sfârșit nu e cel mai tare. Nu știu dacă ăsta e ultimul. Nu știu. Cel mai important lucru este să nu te oprești din a pune întrebări. Curiozitatea are propria sa rațiune de a exista. Eu, chiar exact cum ziceam și mai devreme, chiar dacă simt că am ajuns la un nivel la care am învățat destule, sunt sigură că mai am multe de învățat și că sunt oameni în jurul meu care pot să mă învețe mult mai multe lucruri decât știu în prezent. Wow! Vă mulțumesc! Mulțumesc!
Aveți întrebări? Asta e așa, ca o glumă. Vă mulțumesc, mulțumesc mult de tot, Diana, mersi mult, a fost o prezentare cu care am rezonat extrem de mult, o prezentare specială, un cadou pentru doamne și domni, nu? Da, ai văzut că am fost creativ. Am observat, m-am speriat inițial, ai zis că nu o să fii tehnică și după aia... Știi ce am mai învățat? Că nu e bine să crezi oamenilor așteptări, știi? Dacă eu ți-am zis că o să fie nașpa, că am făcut-o la 12 ani, tu nu te-ai așteptat așa să fie ceva tare și acum te-am surprins. M-ai surprins, așa este. Under expect, cum e? Under promise over deliver, așa a fost, exact așa a fost. Mulțumesc, Diana, mulțumesc tuturor participanților, mulțumesc speakerilor, mulțumesc de asemenea sponsorilor, vă doresc o seară extraordinară în continuare în compania celor de aici și celor dragi și tuturor. Vă așteptăm la cealaltă ediție Lumea Său PPC. Și la întâlnirea informală. De asemenea, nu că asta ar fi foarte formală, dar întâlnirea informală am auzit că se ține la tot în Tonca, în sala de la nefumători. Dar am auzit de asemenea că s-a fumat la sala de nefumători. Deși la subsol. Ne vedem la subsol, da? Aș vrea să vă reamintesc că nu vă mai zic de Semro, dar ce vreau să vă spun este că Semro este o asociație a specialiștilor în search engine marketing, o asociație tânără care are nevoie de voi ca și membri, are nevoie de voi ca să participați în acțiunile pe care asociația le face. Nu este asociația mea, nu este asociația Marius Lăzărescu, nu este asociația lui Olivian sau a celor care au construit-o, este asociația tuturor specialiștilor și chiar dacă sună asta ca un discurs de la parlamentar, să zic așa, e crudul adevăr și vă aștept cu mare drag să fiți membri în asociație și dacă vreți mai multe informații, știți unde să mă găsiți. Mulțumesc lui Olivian și mulțumesc Andrei și tuturor și speakerilor și o seară bună, toate bune, mulțumesc!